Zona economică liberă Bălți va fi extinsă prin crearea subzonei Orhei pe un teren de 8 hectare. Un proiect de lege în acest sens a fost avizat miercuri de guvern. Asta după ce o companie japoneză a anunțat că este gata să investească cel puțin 20.000 de dolari într-o fabrică de producție a cablajului electric pentru automobile. Compania promite de asemenea crearea peste 3.000 de locuri de muncă. Producția este orientată în totalitate spre export. Firma este dispusă să investească și în sistemul energetic, cel de aprovizionare cu apă și în sistemul de canalizare și gazificare. În Moldova sunt 7 zone economice libere. Anul trecut, cei 160 de investitori au adus în bugetul de stat peste 140 de milioane de lei din impozite, ceea ce reprezintă cu 20% mai mult față de aceeași perioadă a anului 2013.